Victor, din păcate, astăzi a fost o înfrângere prin care ar trebui să învățăm câte ceva. Bună seara! Da, am pierdut acest meci. Trebuie să recunosc că ne doream mult să accedem în faza următoare, dar parcă s-a creat un obicei să nu reușim să trecem de primul tur în ultimii ani. Sunt și eu dezamăgit, venisem cu alte gânduri. Așteptam un alt rezultat pozitiv pentru noi. Din păcate, cred că rezultatul este cel corect, chiar dacă pare puțin mare. Consider că a câștigat echipa care și-a dorit mai mult, a muncit mai mult și s-a adaptat mai bine la condițiile de joc. Ești un pic supărat pe juniori, în primul rând. Ești destul de mult. Da, sunt un pic supărat pe toată lumea, inclusiv pe mine. Este adevărat, jocul s-a deblocat dintr-o execuție de generic a lui Angelina, dintr-o lovitură liberă. O lovitură executată și pusă în vincul, parcă a pus-o cu mâna. Mai departe am preluat conducerea jocului, am mirosit niște ocazii, am riscat mai mult ca să putem să egalăm. Și pe contre am luat două goluri care puteau foarte ușor fi evitate. Ce urmează? Un amical cu Roșiori? Aștept o altă atitudine. Puțin mă mai interesează acum amicalele care mai urmează. O să ne continuăm perioada de pregătire. Am încercat să fim la un nivel destul de bun astăzi, dar din păcate, eu știu, atitudinea lor, atmosfera creată a făcut ca astăzi să ne prezentăm. Nu pot să spun că ne-am prezentat rău, dar am luat niște goluri, cel puțin golul 2 și 3, care ușor puteau fi foarte ușor. Până la urmă, nu contează cine a greșit, contează că n-am reușit să ținem scorul strâns și să luptăm până la capăt pentru a egala și a încerca să ne calificăm mai departe.